Astăzi are loc ședința extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al orașului Comănești, convocată de către domnul primar al orașului Comănești. Sunt prezenți 13 consilieri fizic aici în sală, iar 6 prin intermediul online, doamna Balaj Monica, domnul Constantin Ștefan, domnul Darie Iriner, domnul Lazar Costică, domnul Sarca Valentin Cristian și domnul Tiboi Claudiu. Este întrunită majoritatea, ședința își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, ați venit la ședință. Cu ordinea de zi la ședința pe care v-am rugat să veniți astăzi să o discutăm, este următoarea. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitare, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu, Comănești, Coț MIS 124361 și cheltuielor aferente. Proiectul numărul 2 pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Comănești la proiectul județului Bacău din cadrul apelului de proiecte microbuze școlare pentru ele, finanțat din componența C15, educație, reforma 6, actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10. Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Liviu Evreanu Comănești și la structura rondată Școala Municipală Comănești și a cheltuielor aferente. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCD numărul 187 din 17.10.2022 privind implementarea proiectului construirea de insule ecologice, digitalizate în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin PNRR, valoarea totală a proiectului 2.622.683 de lei. Și punctul 5, proiect de hotărâre privind construirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, de Subac. Acestea ar fi ordinea de zi și vă rog să dezbateți că se pune spre aprobare din președinte. Vă mulțumesc și bine ați venit la această ședință extraordinară convocată de îndată. Dezvoltarea infrastructurii educaționale la Școala Ciprian Porumbescu Comănești, Cod SMIS 124.361 și cheltuielor aferente. Acest proiect a fost prezentat anterior la comisie. Dacă mai este ceva de spus, dacă nu, o la văd. Vreau să ne explicați totuși de ce este diferența atât de mare între suma inițială pentru că proiectul a fost făcut în anul 2018. În momentul de față ne aflăm în anul 2023. Diferența... Expertiza, deci partea neeligibilă de 530.000 de euro. Adică e foarte mult. Da, este foarte mult, așa este. E bine, și aici n-a fost o greșeală din partea celor care au făcut expertiza, dar eu... Păi, aveau să prevadă în anul 2018 că va avea loc o explozie de prețuri, de materiale, de produse, de manoperă, că se vor scumpi manopera la construcții, și la toate astea. Avea să prevadă acel om la vremea aia. Dumneavoastră ați prevăzut așa ceva? Nu, nu aveți prevadă, dar...
E o sumă foarte mare. Așa este. Mai ales la școala Ciprianu Columbescu, de cred 2 milioane de lei și la școala Liviu Legrand de 480.000. Două proiecte care au fost finanțate, adică au fost pe cea de finanțare. Într-o parte, 2 milioane. Depinde de ce sunt construcții diferite, soluții diferite, sunt materiale diferite. Alte fabricații, alte construcții diferite. Nu suntem deloc bucuroși de diferențele astea. Cu toate acestea, cred că la Ciprian Vorbescu nu este suma finală. La Ciprian Vorbescu ne aflăm încă în expertiză tehnică, pentru că au apărut acele fisuri care trebuie să vină cu o soluție tehnică de schimbare, adică de îmbunătățire, să mai toarnă o placă peste ultimul nivel, din beton, cu armături, cu tot ce trebuie. Plus că mașurile au tot 100 de rezistență până la parter. Deci, greu. Ați sesizat foarte bine. Dar putem să dăm înapoi? Era ideea că toți în punctul de expertiză tehnică trebuia făcut serios. Nu că sunt cu totul de acord că trebuie reabilitate școli și sunt de acord să continuăm proiectul. Am făcut doar o remarcă. Expertiza tehnică s-a făcut foarte serios. Dar nu se completa pereții de expertize și în școală. În momentul în care dai tecuia la jos, în momentul în care dai absolut totul deoparte, vezi ce este. Tu crezi că acoperișul ăla sau nu știu ce este ok, când acolo e putre tot. Sau placa aia care este acolo, crezi că e ok. Și când o dai, chem meseriașul și el putea să chem și placa. Aoleu, dar mă bași la cheltuială. Dar ce faci, mă lăsăm așa? Da, vreau să amintesc și eu aici. Până au fost acele cutremure care au fost prin Turcia și peste tot, cam strâmbam din nas și eu, vă dați seama, mai puneți bani, dar acum nu ne mai jucăm deloc, nu strâmbăm deloc din nas. În momentul în care am ajuns la o fază din aceasta, nici nu se pune problema să nu schimbăm. La spital s-au făcut niște cămășuiri de mă ia groaza, la ce cheltuieli am făcut în plus acolo și inițial vă spun sincer că parcă ziceam că are ceva proiectat cu noi. Zic, dom'le, chiar vă bateți joc de noi? Și când au avut apărut cu tremurile, am spus tot, lăsați să le consolideze până când nu ori mai putea. Eu aș vrea să adaug așa, o observație doar. Liceul ne place foarte mult, arată bine. Colegii sunt aici. Dar dacă ne amintim când ne-am apucat prin proiectul de la Banca Mondială, tot așa, s-a făcut s-a început renovarea liceului și dacă colegii au băgat în plus. Aici vreau să ajung, domn primar. Colegii de la liceu știu că s-au chinuit cu învățatul, s-au chinuit cu asta. Și în momentul în care s-a ajuns la pereți, au văzut că acea cărămidă este peretele de cărămidă este crăpat. Și atunci a apărut necesitatea acelor stâlpi de consolidare pe interior. Le știți, le aveți în clasă. De da. Jos până s-au sus. Și plasă. Și plasă. Și plasă. Ei, acele chestii care s-au pus la liceu, într-un proiect, în alt proiect, nu pe PNRR, au fost cheltuieli de eligibile care au fost suportate din bugetul local. Da. Așa e, domnul primar? Da. Din păcate, mulți nu știu. Da, nu, am vrut să amintesc ca să... Cu cheltuielile astea, cum ați zis, da, 25 de miliarde până acum la Ciprian Vorbescu. Și comparativ cu prețurile 2018 și 2023, vă dați seama că nu sunt încărcate, să zicem, prețurile. Sunt reale. 40 de miliarde la Liviu Legrand. Și să vedeți ce prețuri avem la școlile de la Luaia. Pentru că avem școala pusă la vodă, avem biblioteca, avem sala de sport. Să vedeți ce cheltuieli avem acolo. Cu toate acestea, asfaltăm străzile prin Comănești de 3 ori la rând. Dar se pune în discuție siguranța celor care merg la spital, siguranța celor care merg la școală.
Deci discutăm de treburile astea. Pe de altă parte, pentru școli, pentru străzi, mai trebuie să mai lucrăm la infrastructură privind rețeaua de gaze, rețeaua de canalizare și așa mai departe, pe care le avem un proiect și sunt finanțate. Da, dacă mai e ceva de adăugat, dacă nu spunem la vot acest proiect, cine este pentru? Împotriva? Pentru. Domnul Sancă s-a văzut și vot. Da. Este normal, s-a făcut. Este abținerea lui Sancă. Da. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Comănești la proiectul județean Bacău din cadrul apelului de proiecte microbuze școlare pentru ele, finanțat prin componenta C15, educație, reforma 6, actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar. Investiția 10, dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Și acest proiect a fost prezentat de doamna Aron. Dacă mai este ceva de spus, domnul primar, dacă aveți ceva de adăugat. Proiect care se face prin Consiliul Județean Bacău. Pentru a putea să fie aprobat, avem nevoie de hotărâre de Consiliul Local. Da, cred că nu este nimeni împotrivă să participăm la acest proiect și să putem să beneficiem de niște microbuze electrice, care vor reduce cheltuielile cu transportul, tot acela. Spunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem mai departe. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale la Școala Liviu Ebreanu Comănești și la structura arondată Școala numărul 4 Comănești și a cheltuielilor aferente proiectului. Și acesta a fost dezbătut. Dacă mai e ceva de spus, acum... E aceeași problemă, tot legată de diferențele materiale și de prețuri. Da. Spunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Sarca s-a abținut. Deci mai departe. Liviu Ebreanu, da? Liviu Ebreanu, da. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 187 din 17.10.2022 privind implementarea proiectului construirea de insule ecologice digitalizate în orașul Comănești, județul Bacău, cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Apel de proiecte PNR 2022-C3-S1.1B. Mai e ceva de spus? E vorba doar de a aproba niște diferențe de prețuri, bani care nu sunt de la bugetul local, ci sunt de la bugetul statului. Spunem la vot acest proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? E pentru. Pentru. Da. Și ultimul proiect, pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea, echiparea, operaționalizarea și funcționarea unui centru de zi pentru seniori în orașul Comănești, județul Bacău. Și acesta ne-a fost prezentat de doamna Lupu Cristina. Este vorba de un centru pe care îl putem accesa fondurile europene, tot prin PNRR, pentru un număr de 50 de persoane, dar funcționează ca o perspectivă de faptul că persoanele sunt în vârstă și pe baza, pe anumite criterii de funcție de veniturile care au, funcție de așa, care dacă îndeplinesc anumite condiții, pot să beneficieze de acest centru. Unde sunt joi dimineața și după seara, după amiază, nu știu să văd. Li se asigură o masă caută, li se asigură anumite servicii de kinetoterapie, de medicale, de asistență. Da. Socializare. Sunt persoane care au părinți care peste zi nu poate să iese singuri în casă. Ceea ce este extraordinar, dacă reușim să câștigăm acest proiect. Da. Mulțumim, domnul primar. Spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Pentru. Se abține cineva? Vă mulțumesc pentru prezență și la următoarea ședință. La înălțare.
Pentru la înălțare pe cetate este economic. Pe 25. 25. Vă invităm, cine aveți posibilitate, dacă vreți să veniți, veniți aici la primărie pentru împreună, sau dacă veniți, ne întâlnim la cimitirul eroilor. Pe 26, pe 25. Iar pe data de... În weekendul acesta, de vineri, începând, este campionatul național de enduro. Cine dorește, poate să vină la Galion, unde vor participa toți cei care știți dumneavoastră cam fiecare an. Adică nu chiar cam fiecare an, nu întotdeauna. Anul trecut a fost fază regională, n-a fost național. Asta e etapă. Dar anul ăsta este fază națională. Ce important de mai. Sigur. Da. Apropo, că toți zic ăștia că nu se face nimic în zonă, nu avem nici regimen, nu avem nici, nu știe nimeni. A, nu știe. Da. Mulțumesc frumos.